Conform legii, certificatele vechi de producători mai sunt valabile doar până la expirarea lor. După aceea, producătorii au nevoie de alte documente pentru a-și putea comercializa marfa. Faptul că o mare parte din locuitorii județului Giurgiu au adresat atât prin e-mail cât și în scris și au venit și în audiență la Direcția Agricolă pentru obținerea și clarificările necesare în vederea aplicării legii 145/2014, care precizează faptul că din noiembrie carnetele de producător pentru persoane fizice care desfășoară activități agricole și care își comercializează producția proprie nu se mai pot obține. Ele sunt valabile și funcționează în paralel până la pierderea valabilității. Deși se mai discută pe marginea modului de întocmire și completare a noii documentații, atât carnetul de comercializare cât și atestatul profesional sunt obligatorii. Este adevărat că a apărut și un ordin interministerial ca să precizeze modelul de atestat profesional, că la această dată, pentru a-ți putea valorifica producția obținută ca persoană fizică în domeniul agricol, trebuie să deții un carnet de comercializare și un atestat profesional. Ambele documente sunt eliberate de către primărie și, bineînțeles, întocmite conform procedurilor menționate în lege și în ordin. Mai există, bineînțeles, și la această dată câteva dezbateri privind modul de întocmire și completare al carnetului de comercializare. Iar în acest sens, Consiliul Județean fiind ca și organ în cadrul acestei proceduri, este cel îndreptățit să asigure și să pună la dispoziție formularele de carnet de comercializare și atestat profesional, iar ulterior reprezentanții UAT-urilor ai primăriei, prin întocmirea unei comisii care să aibă și un reprezentant de la formele asociative sau structurile asociative profesionale aferente fie localității, fie județului, să deruleze o verificare și o procedură strictă privind întocmirea atestatului profesional și a carnetului de comercializare. La completarea carnetului de comercializare e nevoie de mare atenție, îndeosebi în ce privește identitatea persoanelor, atât a celor titulare, cât și a membrilor familiei care participă la activitățile agricole. Noi am înțeles faptul că este o necesitate la această dată, pentru că suntem în luna ianuarie și cum avem bazinul legumicol din partea Dobreni, Vărăști, Colibași, Adunații Copăceni, unde sunt spații protejate și deja sunt în curs de în cultură și de valorificare diverse produse agricole, au nevoie persoanele fizice de aceste documente pentru a le permite valorificarea pe piața producției obținute.